Hățcu, bună dimineața, Jonuțule Hățcu, vremea Cringiulescu care pare a se termina începând cu ziua de astăzi, Jonuțule, întrucăci că vin zilele frumoase. Am văzut că undeva pe sâmbătă, duminică avem 15-17 grade maximă, Jonuțule, zici că sunt doamna de la meteo. Hățcu, range-ul care prevestește din ce în ce mai des faptul că suntem aproape gata cu pachetul Aero de la GLE-uță, Jonuțule. Marius Design House este la ultimul fitting astăzi, dacă nu mă înșel, deci ultima probă de potrivire a pieselor, pentru că aceste piese pe care voi le mai vedeți pe Instagramul meu, Jonuțule, sunt făcute dintr-o celuloză specială. Ele se fac până când se potrivesc perfect mașinii, după care în funcție de aceste piese din celuloză, sau cel puțin sper că așa se întâmplă procesul și că am înțeles bine, să nu induc lumea în eroare, Jonuțule, se va realiza matrița cu ajutorul căreia se vor turna piesele din fibră, Jonuțule, și după care va fi foarte simplu să fie făcute și evident să fie făcute și pentru alte mașini, nu numai pentru a mea, Jonuțule. Important este să avem matrița. Matrița este cel mai greu de realizat și de aceea a durat, să spunem, undeva pe la o lună jumătate deja probarea și realizarea pieselor, Jonuțule. Dacă eu înțeleg bine ce am de înțeles, undeva pe la jumătatea lunii aprilie matrița va fi gata, piesele vor fi gata, după care or să meargă la vopsit, la colantat, băgăm mașina la custom tuning, Jonuțule, și dacă eu am înțeles bine, prima oară ne vom ocupa de exterior, întrucât pe parte de interior, vă vorbeam zilele trecute în vlog, Jonuțule, pielea Bianco Leda, Jonuțule, acum am înțeles cum se numește, pentru că m-a sunat Vivasi de dimineață, mi-a trimis o mostră de piele pe care am și postat-o pe Instagram, Jonuțule, uitați și voi story-ul aici să-mi spuneți dacă vă place, este la fel de albă precum casa mea, mă bucură maxim situația. În fine, încheiind paranteza, înțeleg că durează perforarea cantității de piele necesară plus transportul până în țară vreo 3 săptămâni, deci să spunem că pe parte de interior ne vom băga pe la sfârșitul lunii aprilie, început de lună mai, adică odată cu sărbătorile pascale, Jonuțule, pe care le aștept, sincer vă spun, cu tot sufletul din lume, pentru că mi-e drag de sărbătorile astea. Ciocănim către Observator, unde suntem invitați alături de Natalia pentru a prezenta piesa nouă, după care zburăm direct către garsonieră, Jonuțule, pentru că tovarășul Cristache a venit între timp și a montat tot mobilierul din baie, pe care știți că l-așteptam eu în weekend, dar nu s-a întâmplat. Poliția la datorie și ea, Waze ne anunță, iar noi la 1:30, este 11:30, ne întâlnim la garsonieră cu AG Mirror, care va lua măsurătorile pentru cele mai noi oglinzi de la garsonieră, Jonuțule. Așa că un alt proiect în derulare, în paralel, pentru că știm că vă place să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Daily Vlogulesc, cu episodul 300.642.422.121, am pus și pompele pentru a putea suge apa din șanțurile fundației, Jonuțule. Am turnat doar egalizarea, atât am apucat să facem până când a venit vremea cea urâtă, așa că așteptăm să ne dea Doamne Doamne grade, să ne dea Doamne Doamne soare și repornim totul în trombă. Revenim de la studio. Hăți, Jonuțule, gata și cu Observatorul de 12. Doamne, ce drăguți sunt oamenii ăștia și ce bine te simți la prânz aici, în platoul acela alb, de unde vedeți voi toate știrile, Jonuțule. Am terminat, este 1:10, asta înseamnă punctualitate, fără bani și acte, m-am înnecat în... Și dacă știți piesa, scrieți la comentarii, Jonuțule, pentru că noi decolăm către garsonieră să luăm măsurătorile pentru oglinzi cu Age Mirorescu. Abia aștept să fie gata. Hăți, Jonuțule, mă uitam ușor panicat că nu înțelegeam ce înseamnă toate țintele astea, dar acum am amintit că au venit mobilierii, ca să le zic așa, din partea lui SSAB, Jonuțule, ieri cât eu am fost la finala Next Star, s-au ocupat cu laser și au luat toate măsurătorile din garsonieră. Cheluțu, ce-ai găsit aici, iubirea mea? Nu voie, tati, nu voie, că e propadă de dimineață. Nu vreți să știți cum o să arate mobila, Jonuțule, o să arate senzație. Bine, este și un preț de luat în considerare, dar până la urmă, Jonuțule, fără un preț consistent, nu ai calitate. Am învățat asta pe parcursul lucrărilor pe care le-am avut. Ia uite-l pe AG Mirror. No, nu-i voie. A ajuns și AG Mirorescu, Jonuțule, iar noi ne pregătim să vă arătăm în primul rând baia, după care o să facem rezumatul. Eu acum îmi dau seama că avem și ușa ascunsă, Jonuțule. Fiți atenți, pentru că mi-a zis tovarășul Cristache că el nu a avut clanța să o pună, pentru că probabil nu au adus clanța din cauza că ea va trebui montată după ce va veni tapetul. Și uitați-vă, Jonuțule, cât de frumos arată această ușă ascunsă și cât de frumos o să se vadă ea când o să fie aici tapetulescu. Dar până una alta, haideți să intrăm, Jonuțule, surpriză totală și pentru voi și pentru mine. Și am să aprind toate luminile chiar acum. Jbung de aici. Oh! Oh, mânca!
Mâncau-ar tata s-o mănânce. Mâncau-ar tata s-o mănânce. Intră, Age Milorescule, intră, Gabi, te pupăm și bine ai venit. Vai, frate, cât de frumos arată. Wow, wow, uitați-vă cum e dulapul ăsta, Gionuțule, și cât de frumos se deschide. Aici, pe tot peretele, acum tovarășul Age Milorescu se va ocupa să ia măsurătorile, pentru că vom avea oglindă, Gionuțule. Și dacă tot am ajuns la capitolul oglinzi, haideți să vă arătăm unde să mai avem oglindă. O să avem oglindă și aici, așa. O să decidem împreună cu domnul Gabi dacă o ducem până în tavan sau nu. Asta dacă și numai dacă va arăta frumos, te pupăm, maestre. Age Milorescu. Ia uite, Gionuțule, acum a apărut și Instagramul pe Gecuță. Asta înseamnă profesionalism, Gionuțule, dar hai să ne întoarcem în băiță, pentru că eram la capitolul ce este nou aici. Tot din gama mobilier aici o să vină policioarele, Gionuțule. Iar în momentul de față, voiam eu să văd cum arată oglinda, pentru că știți că aveam problema cu simetria stânga-dreapta, dar într-adevăr acum că este și chiuveta în poziție, nu se mai simte nicio lipsă de simetrie. Mai mult de atât, dacă nu mă înșel, Gionuțule, trebuie să curgă și apa. Ia uite-o pe asta cu capac negru, bă, băiatule. SSAB-ule, tu eres el mejor, sau ce-o-i fi spus eu aici în spaniola mea de baltă. Ne ocupăm imediat să începem cu măsurătorile, Gionuțule. A, de asemenea, tot Gabi de la AG va trebui să se ocupe aici de sticla de la duș, care o să vină, sincer, nu știu până unde, că n-avem neapărat cota. Încercăm să-l scăpăm pe Gabi de cheluțul. Măi, să păcile, mă, lasă-l pe Gabi, nu face-o. Și revenim, Gionuțule, cu măsurătorile. Bum! Hăzi, Gionuțule, obiectiv vorbind, acum Gabi a pus laserul cu care vom da cotele și încercăm să măsurăm, să vedem cam ce cote are dreptunghiul ăsta, că nu cred că e un pătrat, nu pare a fi un pătrat, pentru a putea după aceea, pe tableta magică, Gionuțule, exact aici, să putem alege împreună ce model de oglindă vrem să punem sus. Pentru că vorbeam cu Gabi și eu îi spuneam că sunt eu un pic panicat de ideea de a avea o oglindă întreagă, dar acum nu dau seama dacă sunt panicat degeaba sau nu, Gabi. Adică la o adică putem să punem și noi într-o bucată, nu? Nu, într-o bucată nu, nu merge. Primul rând te deformează un pic. A, ok. Și pentru siguranța ta mai bine spui din două. Din două, nu? Dar în același timp, Gionuțule, eu i-am propus lui Gabi să încercăm și un model. Și acum încercăm să facem un fel de brainstorming, pentru că el îmi spunea că se gândea de ieri, știind că astăzi ne întâlnim la măsurători. Ce model interesant de oglindă să punem pe acest tavan ca să fie altceva, să nu fie like simple. Pe lângă asta avem și peretele ăsta, după cum vă spuneam, și am decis acum rapid, Gionuțule, nu ne-a luat mai mult de 30 de secunde, că nu vom urca cu oglinda pe aici, pentru că mi se pare așa că o să fie ușor de, știi, scali, frate, cu mâna dreaptă la urechea stângă. Oglinda va veni standard până aici. Mai avem oglinda din baie și mare atenție celor care sunteți cu oglinzile, Gionuțule, și aveți aceeași pasiune narcisistică ca a mea. Am stabilit cu Gabi aici să mai dăm o pensulă de negru ca să nu care cumva vreun punctuleț alb din ăla să se vadă din spatele oglinzii, pentru că sus acolo nu o să mai izolăm cu nimic. N-avem de ce să izolăm, acolo este hidroizolația dată deja pentru duș. Deci ce ne interesează pe noi este să se vadă negru frumos la muchia dintre oglindă și tavan. Acum îl lăsăm pe Gabi să măsoare repede pătrățelul de deasupra și revenim cu modelul pe care îl vom alege. Hața! Mamă, Gionuțule, mi-a arătat Gabi ceva de m-a virusat de el. Se leagă la cap fără să-l doară. Ce să-i fac acum, dacă mi-a arătat? Știi cum e pe principiu? Bună ziua, mi-ai dat beleață, ai căpătat. Fiți atenți, vă rog frumos, cum arată modelul ăsta. Mamă, senzațional. Și cum ziceai că se numește asta? Împletită? Și tu pentru tu al ăsteia trebuie să-i pui un soi de ceva aici, are o schelă, are un sistem de montaj, nu? Da, păi sincer îți spun că asta mă face să fiu și mai sigur, trebuie să face pielea de găină. Că teoretic ea ancorată în ăla stă țapă. Nu mai și cu alea de pere. Păi da, m-am gândit. Gata, Gionuțule, împletita lui ne-i gata. Stai cu pumnul, cu pumnul să... Mamă, cum arată! Și credeți, frații mei, că fratele Popa nu poate să facă treaba? Cât Gabi măsoară, eu mă apuc deja să dau negru ăsta care îi trebuie lui. Am înțeles bine ce am de făcut aici, patroane? Da, da, e bine așa. Aia zic, nu? Gata, tată, fiți atenți. Deci de aici până în capăt, să vedeți voi cum dă fratele două degete, ca spuma la bere, așa cum era în reclame pe vremuri. Două degete de vopsea neagră. Uite, dacă a cerut șeful vopsea neagră, ne conformăm. Ia uite, pac. Stai așa, stai așa, că am dat și pe deasupra, mâncați-aș. S-a apucat Popa de retușuri. Da, bă, mi-a pus și laserul. Revenim când e totul gata, să vedeți cum o fac eu pe asta, cu mânuțele astea două. Păi, Gionuțule, să mi-l arătați voi mie cu degetul pe ăla care a zis că nu știu eu să bopsez, ba mai mult, uite, deci tu atenție la finisaje, Gionuțule. Nu că două degete, am dat un al treilea deget așa de obraz, ca să nu credeți că nu fac treaba ca la carte. Mai mult am dat și aici pe grinjulică, Gionuțule, și oricum tot ce este aici pătat de amprente se va șterge, pentru că ăsta negru este lavabil. Și uite așa avem acum și degetele să nu mai iasă apă din spate la oglinjoară. Hăți, Gionuțule, Gionișorule,
Ionule, am terminat cea mai șmecheră ședință despre superbitatea asta de dăcățeluș, Ionuțule. Este oficial Ovidiu Pop, căruia îi trimitem cel mai cool shout. Uite-te piele de găină aici, adevărată, Ionuțule. Cel mai cool și cald shout din lume, Ovidiu Pop, te pup, îți mulțumesc și te respect și din punct de vedere business. A terminat jocul în noată cheluț. Uite cum nu mi se mai termină pielea de găină, Ionuțule. Jocul este aproape gata de lansare. Ne-am întâlnit să discutăm un pic niște lucruri strict business din punct de vedere contractual și alte clauze etc. Ne-am mai întâlnit să mai discutăm și care mai sunt pașii până la finalizarea lansării jocului, astfel încât să putem alege o dată pe care jocul va putea fi găsit pe aplicații, Ionuțule, în magazinele online, cum se spune acum. Așa că risc un pic și am să vă spun, dar nu este 100% decisă ziua, Ionuțule. Pe 5 aprilie, în prima luni de vacanță pentru tot tineretul care intră în repaus, Ionuțule, în proporție de, să zic, 80-90%, vom lansa jocul în noată cheluță, Ionuțule. Un joc care este gratuit, pentru că nu am vrut să marșăm pe chestia asta și să-l facem contra cost, însă un joc în care evident că dacă vrei să cumperi o pulpă de pui, Ionuțule, ca să-i dai lui cheluțul să nuate mai bine și să adune mai multe oase, o poți face. Abia aștept să vedeți jocul ăsta. M-am jucat ca tâmpit un birou în timpul ședinței, Ionuțule. Oamenii vorbeau și eu mă jucam în noată cheluțul. Este senzațional. Deci cheluțul merge, cheluțul nuată, după care ajunge pe uscat, după care iar în nuată. Este un joc never ending, în sensul că nu se termină niciodată planșa. Dacă tu ești șmecher și reușești să aduni miliarde de oase, Ionuțule, cheluțul nuată și aleargă cu tine all the way. Abia aștept să fie gata jocul și să-l lansăm. Mi-am făcut și plinul de măști, Ionuțule, pentru că nu mai aveam, întrucât știți foarte bine că dacă mă întâlnesc cu vreunii dintre voi și am măști la mine, nu ezit să vi le fac și cadou. Ne pregătim și de colecția de sărbători de Paște, Ionuțule, care o să vină cu o grămadă de surprize. Avem iepurașul hâț, evident, pentru că n-aveai cum să nu ai colecție de Paște fără un iepuraș hâț, Ionuțule, și o grămadă de alte surprize, așa că stați conectați. Ciocănim către casă, unde ne așteaptă un antrenament la sălică, iar mâine o altă zi de daily vlogulescu, o zi în care mergem în sfârșit să facem și constatarea la gele să-l reparăm. Este încă la fittinguri pentru tuning. Revenim, Ionuțule, din drum spre casă. Priviți mărețe umbre la zidirea soarelui și se știe când mănânci în mașină, ajunge maioneza și pe cesuleț, Ionuțule. N-am rezistat, încă nu am văzut cum arată dubla din baia de la garsonieră, Ionuțule, dar ochiul meu de vultur a văzut că în spatele chiuvetei, racordurile alea argintii pentru apă caldă și apă rece de la robinet, Ionuțule, sunt argintii și nu erau îmbrăcate și ascunse sub nicio formă. Așa că l-am sunat pe tovarășul Cristache într-o instanță și i-am zis: Ionule, vreau un copex mare sau ceva, un cablu canal, un tub, uite așa. Ori îl vopsim noi negru, ori să fie negru din fabrică și să băgăm racordurile alea prin el, ca atunci când ochiul de vultur se nimerește să fie unul mai vulturoi, se uită în spate acolo să nu vadă racorduri argintii într-o baie cu negru și cu alb, Ionuțule. Iartă-mă, dar eu nu pot. Așa că s-a rezolvat și situația. Am înțeles de la tovarășul Cristache că există rezolvare foarte simplu. Abia aștept să văd nebunia aia ce o să facă AG Mirror, Ionuțule, pentru că de îndată ce vor ajunge oglinzile la garsonieră, cu siguranță totul va arăta mult mai bine. O să fac un pic de pressing și pe SSAB ca să punem și tapetul și toată plinta din garsonieră, Ionuțule. După care mai așteptăm doar mobila să vină și am terminat cu șantierul ăla. Nașu a venit și a pus astăzi pompele ca să tragă toată apa din șantier. Mai lăsăm o săptămână să se usuce lucrurile frumos, să vină temperaturile alea cum trebuie și să dăm drumul și la șantierul acela, Ionuțule. Iar pe cealaltă parte, Cristache m-a întrebat când vreau să terminăm terasa și finisajele, ce ne-au rămas datorie la casa mea, la căsuța mea, Ionuțule. Dar de asemenea i-am spus că vreau cel puțin 5-6 zile cu soare și fără ploaie sau ninsori din astea spontane, astfel încât totul să se usuce ca la carte. Doamne Dumnezeule, cu prădătorul ăsta, iartă-mă, te rog. Fraților, a doua oară când sare pe geam prădătorul meu. Dumnezeule mare, uite, nu are stare, mă. Dar nu știe nimeni dacă el de fapt vrea să iubească alți căței sau să-i rănească, că nu-mi dau seama, dar se agită atât de tare, plânge, schiaună când vede alți cățeluși. Însă până acum n-am avut curaj, Ionuțule, să-l las să se întâlnească cu alți căței fără bodniță. Și încă n-am făcut o întâlnire cu bodniță, întrucât, nu știu, bă, din dragoste sau din răutate, îi mușcă, mă, primul lucru pe care îl face. În fine, Ionuțule, e bine că l-am prins, mi-a stat inima loc când l-am văzut că sare acolo pe geam, Cori, să-i dai un zoom dacă merge. Deci mi-a stat inima în loc, Ionuțule. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să aprindeți scoțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și foarte multe peripeții, Ionuțule, dar și energie pozitivă. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Cori Leveu, sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț, începând chiar cu această colecție de Paște, Ionuțule. Nu mai am respirație, Ionuțule, de la fuga asta după cheluțul și de la sperietura ce am tra-
tras-o. Să aveți o zi, o cafeluță și un început de weekend mirabolante. Poschetare!